Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei. O nouă etalare pentru prima zi din luna noiembrie 2022. Să vedem de data aceasta cu ce ne vor încânta cărțile pentru ziua de 1 noiembrie 2022, așa cum am spus. Și voi extrage două cărți. Iată că prima carte, uh, prima carte care vine pentru tine, dragul meu sau draga mea, în această zi de marți, uh, este uh, atașament. Se pare că uh, în aceste momente pe care le trăim uh, în aceste clipe, uh, Treci printr-o printr etapă în care nu te poți debarasa foarte simplu de o anumită persoană din viața ta sau de o anumită situație. Se pare că îți place foarte mult <coughs> dacă ești într-o situație în care îți plângi de milă, de exemplu, sau te complaci pur și simplu în acea situație, fără ca aceea să fie favorabilă ție în aceste momente. Se pare că, iată, ai dezvoltat un atașament față de acea situație din viața ta. Îți face plăcere să treci prin acele momente, chiar dacă nu... Chiar dacă nu-ți vine să crezi acest lucru, pentru că nu este foarte plăcut să treci prin acele momente. De asemenea, dacă, dacă ești cu o persoană în viața ta, o persoană specială, pe care ai considerat-o specială, dar având în vedere că relația cu această persoană s-a dovedit a fi toxică, s-a dovedit a fi foarte ascunsă, iată această mască pe care o dă la o parte această persoană. Uh, Având în vedere toate aceste lucruri, este clar că a venit momentul să te desparți de acea persoană și probabil că ție nu-ți vine să faci acest lucru pentru că te-ai obișnuit cu ea, ești foarte atașat de aceasta și uh, nu poți să-i dai drumul atât de simplu. Uh, de asemenea, dacă ai făcut deja acest pas, dacă te-ai despărțit de o persoană în viața ta și nu reușești să treci peste acest episod din viața ta, iată că este momentul să te muți spre o nouă etapă a vieții tale, este momentul să mergi mai departe, pentru că viața nu stă în loc, viața nu așteaptă pe nimeni și cu atât mai mult nu o să te aștepte pe tine. De aceea este bine să renunți să te mai gândești la persoana pe care ai lăsat-o în urmă, pentru că aceasta nu-ți mai aduce niciun folos. Mai ales că se pare că această persoană deja își vede de viața ei, doar că tu ai rămas închis acolo, în cochilia trecutului. Da, să vedem și a doua carte. Iată că a doua carte care vine pentru voi în această zi de marți, dragii mei, este una extrem de frumoasă care vorbește despre comunitate. Iată cât de frumoasă este. Se pare că este momentul să împărtășiți multe lucruri în această perioadă cu cei dragi sau cu persoanele apropiate. Probabil că a venit momentul să ieșiți mai mult din casă, să legați prietenii noi cu noi persoane. Poate că v-ați dorit în ultimul timp să ieșiți mai mult, să mergeți, nu știu, la teatru sau la anumite festivități organizate în localitatea dumneavoastră și nu ați reușit. Iată că acum este momentul să o faceți și să o faceți fără nicio remușcare, pentru că este firesc să realizăm și aceste lucruri în viața noastră. Este firesc să aducem comunitatea, să-i aducem, să aducem pe ceilalți lângă noi și mai ales să împărtășim cu aceștia starea noastră de bine și odată cu această stare de bine Bucuria, fericirea noastră, pentru că aceste sentimente bune, înălțătoare, sunt cele mai demne de a fi împărtășite și de a face la rândul nostru anumiți oameni din jurul nostru fericiți prin starea noastră de bine pe care o imprimăm acestor oameni. Să vedem mai departe câteva cărți din partea tarotului. Iată că această primă carte vine pentru voi, dragii mei, este Asul de Spade. Această carte vorbește despre un nou început uh, care se vrea extraordinar de tranșant uh, în viața ta în aceste momente. Uh, se pare că dacă ai fost într-o relație nefastă până acum, uh, iată că este cazul să îi spui la revedere, să îi spui adio acestei relații să te despați de acea persoană care nu-ți mai era de niciun folos și să pornești spre un nou început, spre o nouă aventură în viața ta, unde vei cunoaște noi persoane până la a cunoaște acea persoană specială care să fie din nou în viața ta. Este foarte important să te deschizi noului, să fii receptiv în această perioadă sau receptivă. Um, să primești în viața ta uh, tot ceea ce vine sau, mă rog, aproape, tot ceea ce consideri că poate fi beneficție. Um, această carte vorbește și despre un succes deosebit pe care îl vei avea în această perioadă. Um, acest început, fie că este relațional, fie că este în carieră, început nou în viața ta, vine cu acest succes. Așadar, este posibil să te bucuri de o nouă reușită pe plan profesional, o reușită care îți va aduce și mai, multe, mai multă considerație din partea șefilor, considerație și sub aspectul bănuților. De asemenea, dacă pășești cu dreptul ca să spunem așa, într-o nouă relație, să știi că și aici vei întâlni un suflet pereche, un suflet care va dori să fie alături de tine și alături de care va fi bine să, să mergi înainte. Să mai extragem câteva cărți. Iată că această carte, dragii mei, vine din nou pentru această zi de marți, este cartea împăratului. Această carte uh, vorbește despre acea stare, acea uh, stare de control, ca să spunem, așa, pe care o ai uh, asupra lucrurilor în viața ta. Uh, Îți revine acest control deosebit în această perioadă, pentru că se pare că numai tu poți să deții acest control asupra existenței tale, asupra vieții tale și îți pare foarte bine că se întâmplă așa, pentru că și că din această stare de control îți decurg toate acele. Responsabilități pe care le îndeplinești cu brio în viața ta. Tocmai de aceea le îndeplinești cu brio pentru că îți pare bine, ești foarte fericit de condiția în care te afli, de condiția în care nu depinzi de nimeni, în care numai tu poți lua decizii importante pentru existența ta și decizii care să-ți poată hotărâ viitorul apropiat, astfel încât, da, te poți considera un norocos sau o norocoasă a sorții. Să vedem mai departe încă o carte. Iată că această carte a ieșit de asemenea pentru această zi de marți. Este cinciul de băte, dragii mei. Această carte vorbește despre un conflict pe care îl aveți în acest moment la nivel interior. Se prea poate că anumite evenimente, anumite situații din viața voastră să fi provocat acest conflict. Se poate să fi avut de furcă cu anumite persoane în viața voastră până nu de mult. Poate că ați avut neînțelegeri în familie sau cu prietenii sau cu anumiți colegi la muncă poate că nu v-ați înțeles în legătură cu proiectul pe care urmează să-l dezvoltați în perioada următoare și atunci fiecare va trebui să o luați pe căi individuale, pe căi proprii. De asemenea, dacă te afli într-o relație, se pare că există anumite animozități din partea acestei relații în ultima perioadă. Probabil că persoana ta nu-ți mai dă la fel de multă atenție cum obișnuia până acum, și în acest caz tu te simți oarecum părăsit sau părăsită. Te simți oarecum stingher sau stingheră. Nu știi ce să mai crezi, nu știi încotro să apuci, nu știi ce să faci în această, în această situație pentru a. Reuși să uh, aduci lucrurile a, la nivelul la care erau odinioară. O uh, da. Se pare de asemenea că unii dintre voi aveți luat, de luat niște hotărâri, niște decizii în această perioadă și nu vă puteți hotărâ. Aveți un anumit blocaj la acest nivel. Uh, Poate că sunt anumite condiții care vă stau împotrivă în această perioadă și nu puteți lua aceste decizii chiar dacă v-ați dori să o, să o faceți. Stați liniștiți pentru că în perioada următoare totul se va lumina și în viața voastră și veți reuși să faceți toate acele lucruri pe care vi le-ați dorit să le realizați. Să vedem mai departe o carte din partea Oracolului, dragilor. Iată că această carte a ieșit pentru voi astăzi. Vorbește despre un admirator secret. Se pare că cineva are sentimente mai adânci, pentru, mai profunde pentru tine decât lasă să se vadă. Așadar, fii foarte atent sau foarte atent în jurul tău în perioada care urmează, pentru că este posibil să întâlnești această persoană care probabil că nu este foarte curajoasă în a-și dezv dezvălui sentimentele adevărate pe care le are față de tine și, în acest sens, ai putea să faci un prim pas spre aceasta. Poate reușești să, faci, să o faci să se dezvăluie. Acestea fiind zise, dragii mei, eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!